Vă salut! Și astăzi m-am gândit eu să vă prezint un instrument pe care l-am găsit pe Read Write Think și care mi-a plăcut foarte mult. Deci, instrumentul dat, noi l-am putea folosi pentru a vedea cât de bine au înțeles elevii noștri, semnificația unui personaj literar, unei personalități marcante din cultura limbii pe care o studiem, a unui eveniment. Deci, i-am putea provoca pe elevii noștri să creeze o fișă informativă sau, cum o denumesc cei de la Read Write Think, a trading card. Ce ar permite fișa dată? Deci, cum am mai zis, am putea vedea nivelul de cunoaștere a complexității unei probleme, unui personaj și așa mai departe. Și ceea ce îmi place, ea va permite să înțelegem cât de bine abilitățile de gândire înaltă, așa numitele HOTS, High Order Thinking Skills, sunt dezvoltate la elevii noștri. Deci ei treptat vor trebui să ofere informația, începând cu o informație foarte elementară care ar atesta nivelul de cunoaștere, da, de la baza triunghiului lui Bloom, treptat, treptat, ajungând și la nivelul de analize, nivele mult, mult mai complexe de gândire. Deci, haideți să vedem unde găsim cardul dat. Deci, trading card, read, write, think. Așa. Deci, trebuie să accesăm linkul acesta. Se deschide fereastra. Așa, și acum apăsăm Get Started. Se deschide o nouă fereastră cu, deci, care va crea nemijlocit fișa aceasta informativă. Aici trebuie să scriem numele Viorica și apăsăm Start. Observăm că putem crea diferite fișe. O fișă în care elevii noștri ar descrie un personaj dintr-o operă literară, o personalitate marcantă, un loc dintr-o operă literară, dintr-un show televizat, dintr-un film, un loc care există în realitate, un obiect din lumea înconjurătoare, un eveniment marcant și să explice semnificația acestuia, un concept abstract. Sau ar putea crea fișa lor personală. Așa, eu m-am gândit pentru tutorialul acesta să aleg un eveniment despre care toată lumea vorbește. Bineînțeles, Brexit-ul, da, este o temă pe care am putea să o punem în discuție cu elevii din clasa a 12-a, ciclul liceal. Există o lecție dedicată Uniunii Europene și, de ce nu, am putea vorbi despre Brexit. Așa. Se deschide fișa și observăm că putem adăuga o imagine aici. Apăsăm Choose Image. Se deschide. Eu am găsit o imagine. O putem ajusta așa. Apăsăm OK și începem cu descrierea. Deci, what was Brexit? What happened at this event? Ce este Brexit? Haideți să scriem așa the UK withdrawal from the EU. Deci, părăsirea Marii Britanii a Uniunii Europene. Așa, când a avut loc Brexit-ul? January 31, 2020. Așa, acum locul unde a avut loc
Brexit-ul. Aici ar fi foarte interesant de văzut răspunsurile care ar da elevii noștri, fiindcă, bineînțeles, de UK, Marea Britanie, fiindcă cei din Marea Britanie au votat, dar totodată noi știm că există un acord între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Deci, dacă cineva ar scrie de UK and the EU, ar fi bine să justifice răspunsul dat. De ce? Așa. What happened that caused Brexit to occur? Deci, ce s-a întâmplat? Deja observăm că aici trebuie depus gândirea în mișcare și deja trebuie de dat niște răspunsuri mai complexe. Ce a cauzat Brexit-ul? Să zicem, the dissatisfaction of the British citizens with the EU laws. Deci, populația din Marea Britanie nu era de acord cu legile impuse de Uniunea Europeană. Nu erau de acord că ei trebuiau să se supună legilor respective. Deci, why did breakfast occur? What was its purpose? Deci, the UK wanted to sign its own trading agreements. Deci nu mai vrea să depindă de legile Uniunii Europene și ei vor singuri să-și semneze acordurile. What happened after Brexit occurred? Iarăși din nou, interesant de văzut ce răspuns ar da elevii noștri, deoarece it is still not clear how things will work out between the UK and the EU. Până în prezent nu se știe cum vor derula lucrurile între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Urmează să vedem. Ok. Semnificația. What was important about Brexit? Did the event achieve its intended purpose? Iarăși din nou, am scrie it is too soon to speak about it as nobody knows how things will turn out. Într-adevăr, deocamdată nu se știe. Bineînțeles, cei din Marea Britanie speră la un lucru, cei din Uniunea Europeană speră la alt lucru. Așa, who was affected by Brexit? Iarăși din nou, ar fi interesant să vedem cât de bine cunosc studenții noștri situația și cine sunt afectați. Aș zice eu, the British and the EU citizens. Atât cetățenii din Marea Britanie, cât și cetățenii din Uniunea Europeană au fost și vor fi afectați. Additional information. Deci, deja aici vedem că, iată, what interesting facts or details about Brexit stand out to you? Iarăși, observăm că deja ei trebuie să-și expună un punct propriu, anume pentru ei ce era așa mai neobișnuit, poate mai interesant. Pentru mine, the fact that it took the British government almost 4 years to come up with the Brexit plan. Nu, pentru mine personal asta într-adevăr a fost ceva un pic straniu. Aproape 4 ani, deci ei nu puteau că ajunge la un numitor comun cum să se retragă din Uniunea Europeană. Doar acum au reușit. Și acum personal connection, deci punctul tău de vedere. Ce crezi tu despre Brexit? De ce îți aduce aminte
Crezi că breakfast a fost important? De ce și de ce nu? Să zicem, I think it was a bad idea. I don't understand how a country can stand alone in a totally globalized world. It reminds me of Aesop's. Sorry, de ce nu a făcut? Aesop's fable. A bundle of sticks where the brothers, haideți să scriem așa, could not understand that in unity is strength. Așa. Noi suntem limitați în spațiu aici, deci este iarăși un exercițiu foarte interesant, deoarece studenții vor trebui să-și formuleze gândurile în limita pe care le oferă aplicația dată. Deci cam asta ar fi toată informația. Iată, așa arată cardul, fișa noastră. Dacă vrem să revedem, ne uităm. Dacă suntem satisfăcuți, apăsăm pe Finish Editing. Așa, observăm că noi aici putem crea mai multe carduri, deci iată ne se spune că noi putem crea până la 8 carduri într-o singură colecție. Și dacă doar am vrut să creăm doar cardul respectiv, apăsăm Finish și sunt mai multe modalități. Iată așa arată cardul. Putem să-l imprimăm, salvăm, putem salva maculatorul sau putem să-l trimitem prin e-mail. Noi îl vom salva, îi vom da numele. Da, durează, așa, haideți să-l denumim Brexit. Apăsăm Save. Așa, se va salva în Downloads. Am apăsat Save. Ok. Deci, putem să-l trimitem prin e-mail studenții noștri, elevii noștri, dacă trebuie să facă o astfel de fișă acasă. Putem să-i rugăm să ne o trimită nouă. Aici vor trebui să denumească, să scrie adresa noastră de e-mail și o să scrie și adresa lor. Și pe urmă să apese Send. Deci noi asta nu vom face. Nu, și imprimarea. Așa putem crea un trading card care poate fi folosit chiar și la ore. Studenții să-și aducă și pe urmă să-și prezinte informația. Noi ce am putea vedea din fișa respectivă, cât de bine au înțeles studenții un anumit subiect, o anumită operă literară, semnificația unui eveniment, și cât de bine ei pot analiza, cât de bine este dezvoltarea gândirea, gândirii, cât de dezvoltată este gândirea critică. Deci cam atât de astăzi, numai bine și multă inspirație!